Bine te-am găsit, suflet drag! Astăzi ți-am pregătit o rugăciune către sfinții ocrotitori. O ceată sfântă a celor ce l-ați slujit pe Hristos, aducându-mi aminte de faptele voastre minunate, vă aduc laudă după cuviință. Bucurați-vă, stele ale cerului duhovnicesc! Bucurați-vă împreună cu cetele îngerești! Bucurați-vă, candele ale Bisericii lui Hristos! Bucurați-vă, sfinților prin care Domnul împarte tuturor tămăduiri! Voi ați împărțit neamului omenesc mulțime de vindecări minunate și pentru aceasta la voi alerg astăzi, nădăjduind că nu mă veți trece cu vederea. Ajutați-mă să primesc tămăduire de la Hristos Dumnezeul nostru, Cel ce v-a dat biruință în lupta cu trupul, cu patimile și cu poftele, căruia i-aduc smerită rugăciune. Doamne Iisuse Hristoase, care i-ai rânduit pe sfinții tăi, drept mijlocitori ai cererilor oamenilor, arată-mi mila ta și mie păcătosului, care sunt încercat în focul durerilor, și dăruiește-mi vindecare trupească și sufletească. Că Tu ești Dumnezeul tămăduirilor, Hristoase Dumnezeule, și Ție slavă Ți înălțăm împreună și celui fără de început al Tău Părinte, și preasfântului și bunului și de viață făcătorului Tău Duh, în vecii vecilor. Amin. Dacă Ți-a plăcut această rugăciune, împărtășește-o cu cei dragi și nu uita să te abonezi canalului meu de YouTube, pentru a primi și mai multe rugăciuni, pilde și învățături. Domnul să te binecuvânteze!